Raliul are 125 de kilometri de probă specială, sunt 70 de echipaje înscrise care s-au și validat și au startul, avem echipaje, bineînțeles, din România, avem 3 echipaje din Bulgaria, 2 din Ungaria, Italia, Franța, Slovacia. Deci noi suntem mulțumiți din punctul ăsta de vedere și așteptăm și noi să vedem cum o să decurgă ostilitățile. Profi Auto este al treilea an consecutiv partener al Raliului Clujului. Avem toată flota noastră de 16 mașini de test drive puse la dispoziție. Vor asigura siguranța traseului, mașini de intervenție și mașini pentru oficialii cursei. Sigur, acum nu se poate să câștige tot, dar fie ca cel mai bun să câștige și să fie o cursă în siguranță și să ajungă cu toții cu bine la finish. De fiecare dată avem emoții mari, indiferent de ce competiție este vorba. Suntem acasă, suntem la Cluj, la etapa de casă. Mă bucur că a venit și acest moment. Împreună cu prietenii noștri, fanii noștri, oamenii apropiați, toată lumea este aici. Deci sperăm să fie un eveniment reușit. Da, noi practic facem recunoașterile, începând din acest an, recunoașterile le facem cu o mașină de stradă. Practic trebuie să respectăm toate regulile de circulație, mergem în regim de circulație deschisă și verificăm traseele pe care urmează să concurăm. Eu folosesc un CHR pentru aceste recunoașteri, îmi place foarte mult. Practic e important să ai o mașină bună, o mașină stabilă și o mașină care nu se balansează foarte mult, astfel încât să fie cât de cât apropiată la o viteză mai mică cu o mașină mai sport. Se descurcă foarte bine, facem recunoașteri bine și rezultatele ajută să întărim această idee, deci sunt super mulțumit și sperăm să avem la dispoziție o mașină Toyota la toate raliurile la care vom participa.